Bună, Andreea! Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva bolilor pneumococice și ai vorbit despre importanța introducerii unui nou vaccin pentru a lupta împotriva acestor boli. Poți să ne spui puțin de ce te-ai alăturat ca ambasador al acestei coaliții pentru o nouă prevenție? Care e motivația ta? Fundația Prețuiește Viața are un program amplu dedicat mamelor. Dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe www.școalamamelor.ro și veți vedea că sunt sute de mii de mame care reprezintă o singură voce în acest moment. E un program foarte serios și de informare și de ajutor gratuit pentru mame. Una dintre problemele ridicate de către acestea și care au ajuns la noi e problema bolilor generate de acest pneumococ. Printre ele, pneumonii, meningite pneumococice, care au urmări dure pentru copii pe termen lung, probleme de auz, probleme de văz, convulsii, retard mental, probleme comportamentale, mergând mai departe, otite medii acute, pneumoniile, pentru că azi e Ziua Mondială de Luptă împotriva pneumoniei. Din păcate, din 2005 până în 2011, peste 7.000 de copii sub vârsta de 5 ani s-au stins în România pentru că au avut pneumonie sau o boală pneumococică și ar fi putut evita, părinții în speță, ar fi putut evita acest lucru printr-un simplu vaccin. Acum spunem simplu vaccin. Dar nu e atât de simplu când el costă câteva milioane și nu ți este accesibil decât dacă îl cumperi din farmacii. Din păcate, în acest moment în România, doar 2% dintre copii sunt vaccinați în acest fel, împotriva bolilor pneumococice, pentru că doar părinții lor își permit să achiziționeze din farmacii sau sunt informați asupra existenței acestor vaccinuri. Ori, cred că e foarte important, unu, să le facem cunoscut că pot evita suferința micuților, doi, printr-un vaccin, doi, să milităm pentru introducerea acestui vaccin și la noi în țară, gratuit, în schema națională de imunizare, pentru că în 23 de state din Uniunea Europeană, din care facem parte, copiii au drepturi egale în fața acestor boli. Am vrea ca și copiii noștri, nu doar cei aleși, cei 2%, să aibă aceleași drepturi. Care e pasul următor al acestei campanii și ce reacții sper că o să obțină acțiunea de astăzi? Deja am fost la Ministerul Sănătății, la Ministerul de Finanțe. E foarte important ca nu doar cererile, ci și concluziile noastre, soluțiile pe care noi le oferim de realocare bugetară să ajungă la Guvernul României. De altfel, suntem aici astăzi la metrou pentru că am în mână această petiție, spune da introducerii vaccinului pneumococic, antipneumococic, pentru că fiecare semnătură, fiecare vot, să spun așa, din partea unui părinte care a înțeles deja despre ce este vorba, e extrem de important. Pe www.școalamamelor.ro puteți semna online petiția noastră și tot acolo avem un medic la dispoziția dumneavoastră, apăsați pe butonul Întreabă un specialist, puneți orice întrebare, cu siguranță aveți neclarități, de asemenea avem multe informații pe această temă și pe această temă, citiți, dacă aveți dubii, puneți întrebări suplimentare. E foarte important să nu spui nici da, nici nu, până când nu știi despre ce este vorba. Tu de unde îți găsești energia să te implici în atât de multe cauze? Habar n-am făcut un vaccin pentru asta special, dar nu știu, probabil că... Are legătură și cu faptul că tu însă ți-ești mamă, bănuiesc. Sigur că da, dar energia, nu știu, am moștenit-o de la ei mei. Mulțumim, Andreea, și succes în continuare cu campania! Mulțumesc și avem nevoie de sprijinul fiecărui coleg din Breaslă, pentru că o informație care e dusă mai departe în mod corect e extrem de prețioasă și eu cred că fiecare jurnalist are o responsabilitate deopotrivă de a duce informația corectă către cititor. Mulțumesc și eu.